Asculți Business Integrativ la Radio Integrativ. Pași spre cunoaștere. Vă salut! Sunt Victoria Bolai și vă urez bun venit la emisiunea Business Integrativ. În fiecare emisiune veți cunoaște povești ale oamenilor de afaceri, ale managerilor și experților care vin în sprijinul companiilor și care, prin acțiunile lor, își aduc aportul la crearea unui mediu de afaceri sănătos și a unei societăți prospere. Astăzi, invitata mea este doamna Carmen Barbo, manager resurse umane la compania Fidelia Casa. Carmen, bine ai venit în emisiune și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc foarte mult, Victoria! Eu mă amintesc perioada în care am absolvit facultatea și eram în căutarea unui loc de muncă și cred că mulți tineri din acea perioadă și anterior și chiar ulterior generației mele, asta se întâmpla undeva pe la începutul anilor 2000, eram refuzați de către angajatori pentru motiv că nu aveam experiență suficientă. Actualmente, situația este cumva la polul opus. Da? Angajatorii și atrag tinerii în companiile lor încă de pe băncile facultății sau al liceului. Uh, și totuși aceștia se confruntă cu un grad ridicat de fluctuații de personal. Oare unde se greșește? Și întreb acest lucru întrucât costurile generate de fluctuație de personal uh, pot avea o pondere foarte mare în ceea ce privește cheltuielile unei companii. Nu știu, Victoria, dacă se greșește. Eu apreciez aceste companii care... Uh abordează studenții și îți spuneam și ție, îți povesteam și ție și noi ne gândim și să facem același lucru și chiar facem acțiuni, avem protocoale cu AIC, cu acțiuni comune, am făcut curs de vânzări pentru studenții din UAIC, uh, au venit cei de la FEA mai mult, uh, pentru că normal dorim să-i ajutăm, dar ei nu știu cu exactitate ce înseamnă să lucrezi acolo. Eu vin ca și companie și spun și mă bat cu pumnul în piept, asta voi face pentru voi, asta faceți când veniți la noi, e fain, e frumos, tu ca și student zici, wow, sună interesant, mă duc, dar în momentul în care mă duc acolo, s-ar putea să nu găsesc ceea ce mi s-a spus că este odată. Deci se poate face și această uh, prezentare, poate nu tocmai realistă a joburilor în sine și când se duc acolo să găsească nu chiar așa lucrurile cum au prezentat angajatorii sau pur și simplu când intri în angrenaj și faci lucrurile alea, îți dai seama că băi, nu e așa, eu deși la interviu le zic toată, băi, nu e ușor să știți, adică e chiar greu, așa. Prefer să fac această vânzare negativă și să aibă surprize, că le și spun, prefer să ai surprize plăcute decât să-mi spui, băi, Carmen. Da. da. Ce gogoș mi-ai spus tu mie acolo la interviu. Și este foarte posibil ca intrând în angrenaj lucrul ăsta să nu funcționeze așa cum și-au imaginat ei, pentru că da. sunt tineri, ei nu știu. Și așteptările pot fi cumva necalibrate la Poate. companie. Da, uh -huh, la postul uh -huh. pe care urmează să-l să ocupe. Sau poate ne lovim și de chestia asta pe care am vorbit-o ceva mai devreme cu tinerii care își doresc foarte multă libertate, foarte mult program flexibil, și în momentul în care dau de greu, nu sunt obișnuiți să facă lucrurile ăsta și zic, stop joc, stai așa, mă duc și caut ceva mai ușor. Și Totuși, cred. din punct de vedere al flexibilității și a libertății, cred că postul de agent imobiliar îți -ți oferă din plin. Da, la, la noi nu din asta, nu din cauza asta. Pleacă, ci pleacă pentru că la un moment dat lucrul cu omul este foarte greu. Victoria, da. ai zis că ai cumpărat. Da. La un moment dat un imobil. În cât timp ai luat decizia de cumpărare? Sincer. Foarte repede. Tu la tine foarte, foarte repede. repede, a durat. Bravo, da, da. Ei, e, ești... eram, Oricum eram foarte hotărâți. Dar, da, într-adevăr, știu că poate dura. Pentru că în momentul mult timp. în care tu trebuie să dai acolo zeci de mii de euro, poate sute de mii de euro, trebuie să gândești și unii oameni gândesc al naibii de mult decizia. E. Și tu ca agent imobiliar în momentul în care ești între vânzător și cumpărător. Și sunt tot felul de spețe. Pentru că oamenii sunt oameni. Vânzătorul până astăzi a zis că vinde, mâine se răzgândește, nu mai vinde. E. Tu ca agent imobiliar, apropo de profil, că mai completăm pe parcursul discuției și cu Categorii. profilul, da, deci trebuie să fie o persoană care să fie foarte rezistentă la stres și la uh, răspunsuri negative din partea clienților, adică la refuzuri. Ei, oricum, stresul este o componentă inerentă al vieții noastre, nu da, e așa? Da, dar nu toți se obișnuiesc cu ei, da. mulți pică între depresie. uite, acum psihologii o să aibă și ei de lucru, <laughs> mai mult, da. mai ales cu pandemia, păi este destul de dificil totuși, nu da. este de deloc ușor și uh, rezistență la... Uh, risc, cum îi zice, o toleranță la risc ridicat. Da, da, deci trebuie să aibă și o toleranță la risc ridicată, pentru că, uite, sunt situații și situații, sunt luni în care lucrurile funcționează mai bine, în altele în care funcționează mai puțin bine. Tu trebuie să știi, băi, sunt și perioade de astea, sunt și de astea. Cine, Mama mai știa că o să vină pandemia și războiul din Ucraina așa Nimeni nu avea de unde să știe. Și uite, asta a afectat foarte mult activitatea agentului imobiliar. Da, de fapt, mindset-ul agentului imobiliar trebuie să fie de așa natură încât să accepte și acele perioade de uh -huh. activitate mai redusă sau chiar de inactivitate în anumite exact. situații activitate doar în cazuri de astea de forță majoră, da. dar în rest sunt situații în care lucrurile nu funcționează mm -hmm. foarte ușor și atunci trebuie să fie pregătiți pentru chestia asta. Mm -hmm. Să zic ok, când mi-e bine, trebuie să fie foarte echilibrat, când mi-e bine, nu-i cheltui pe toți. Și acum când vin tinerii, că mă distrez, sunt foarte mulți tineri, adică am avut de la 19 ani am angajat Victoria, adică am avut agent imobiliar de 19 ani. Care um, habar n-avea pe ce mă trăiește, mi-se atât de dragi, sunt atât de simpatici uh, și. Uh, le admir uh, dorința, pentru că asta are și o calitate de a face ceva, de a realiza ceva, să aibă visuri. Dacă nu au visuri, nu prea fac mare brânză oamenii. Da, în și într-adevăr am remarcat un aplomb crescut de a face, de a realiza, de a se realiza uh, a tinerilor, a tinerei uh -huh. generații. Carmen, eu sunt foarte curioasă care sunt metodele de recrutare pe care le abordați voi și sunt convinsă că nu este ușor să atragi și cu atât mai mult să păstrezi oamenii în companie. Nu-i deloc ușor și uite că de când cu evenimentele astea de care vorbim noi mai devreme, este și mai greu să faci recrutare. Este un domeniu greu, nu ai salariu fix și atunci trebuie să te gândești de unde reușești să aduci oamenii care au acest profil. Firește că mergem și pe binecunoscutele anunțuri, pe site-urile da. de joburi, pe Facebook, campanii pe Facebook de recrutare, filmulețe cu uite ce frumos este la noi, în fine că încercăm să creăm, dar uite, ne-am gândit că oamenii ar trebui să știe ce se întâmplă, ce face de fapt un agent imobiliar. Și atunci am venit cu această idee de a crea um, niște cursuri gratuite pe care le oferim celor care doresc să-i. L-am numit curs intensiv de vânzări în domeniul imobiliar uh -huh. Acolo abordez vânzările prin prisma domeniului imobiliar Ca să înțeleagă cam ce face un agent imobiliar Cam cum funcționează, cam ce știe, cam ce ar trebui să știe în linii mari uh, Ca să își dea seama despre ce este vorba Și după aceste cursuri să știi că mulți s-au lămurit Bă, am crezut că e mai ușor, nu e chiar așa nu vreau, sau băi, sună interesant. Mi-ar plăcea să văd cum este. Și ca să vadă cum este, am creat și o dată pe lună, ziua porților deschise. Adică, uite, am fost acolo pe 1 iunie, au venit vreo 8 persoane care au dorit după ce au fost la cursuri la noi, și au aflat, au vrut să vadă mai mult. Și am adus în companie, le-am prezentat un pic sediul colegii, după care au mers cu câte un coleg pe teren, gândindu-se ulterior, dacă vor cum vor mulți dintre ei fiind studenți, își dau seama că nu prea pot să facă profesia asta de agent decât în momentul în care termină, pot să încerce ca planificator sau poate că... Mm -hmm. Adică fiecare dintre ei își caută uh, variante, dar măcar... Știe cu ce se mănâncă acest lucru. Și chiar dacă rata de conversie nu este foarte mare, în modul în care se întâmplă, că uite, avem oameni de când am început chestiile astea prin martie aprilie, prin aprilie am început, avem deja vreo 2 sau 3 oameni pe care i-am adus și am recrutat în modul ăsta și sunt oameni de calitate. Adică la modul ăsta, adică sunt oameni care cu adevărat doresc să facă extraordinar. Lucrul ăsta. Vă și clienți. Adică sunt uh, surpriză, sunt clienți care au venit la noi și au zis vreau și eu să fiu agent imobiliar, mi-a plăcut de agentul, așa, și cred că pot să fac și o chestie asta. Cu puterea exemplului. Exact, exact. Și foarte multe uh, angajări le-am făcut la recomandarea colegilor noștri. Adică atâta uh -huh. vreme uh -huh. cât te simți bine într-o companie. Uh -huh. uh, cu drag spui celor din jur tău, Bă, hai și tu, că e fain. Acum, ideea este să vedem în ce măsură este potrivit sau nu, dar și asta e, dar metoda asta nouă pe care am gândit-o noi este aceea de a face trainingurile gratuite da. pentru ei și le facem cam o dată pe lună un training gratuit și după aceea ziua porților deschise și cu aic cu cu, v-am zis, evenimentele, mm -hmm, dar de mm -hmm. acum vine vacanța la ei, mm -hmm. am făcut pe 23 mai am avut eveniment la AIC o să mai facem probabil în toamnă, toamnă, toamnă. toamnă exact, exact, exact exact. ciclul exact. se poate relua da. uh, uite, Carmen, vreau să rămânem în același context și dacă tot am vorbit despre metode de recrutare, vreau să discutăm puțin și despre metode de retenție, să spunem, tot moderne, pe care le aplicați voi sau pe care știi că le aplică și alte companii, din, din experiența ta vorbesc, chiar dacă unele dintre ele au fost amintite pe, pe parcurs. Păi, repet, oamenii rămân acolo unde se simt bine. Oamenii rămân acolo unde câștigă bine, uh -huh. acolo unde munca lor le este recunoscută. Și atunci noi ne-am gândit că dincolo de faptul că îi evaluăm și uite, la noi există comisioane crescătoare în funcție de uh, treptele de carieră pe care se află fiecare și toată lumea este motivată să tragă să fie cât mai sus. Uh, avem concursuri lunare pe care le dăm celor care uh, ating anumite, sunt cei mai buni pe anumite direcții, da? Deci aveți și o concurență interesant. Sigur acolo. Că da, și uh -huh. le dăm acolo premii în fiecare, să știu, fiecare lume. Bineînțeles, premiile noastre sunt premii care se ajută pe ei să facă business mai departe, gen bugete de promovare, uh -huh. combustibil, uh -huh. astfel încât ei să fie motivați să facă mai departe. Dincolo de chestia asta, am creat uh, pozițiile de team leader, astfel încât cei care sunt, poate, mici acum, că abia au început și nu știu, și își doresc să devină manageri, să înceapă prin partea de formare, care este una dintre funcțiile unui manager, da, cea de a forma oameni, uh -huh. încep și formezi oameni și dacă tu demonstrezi că ești ok pe partea asta, după aceea intri și într-un program de a face pașii către partea de management și sigur că dacă nu avem nevoie de un manager, către cine ne orientăm? Către timp leader pe care da. îi avem acolo, care sunt cei mai performanți. Și cam așa încercăm noi să, adică încercăm să noi facem să se simtă balen în polonic. Am înțeles. Cam asta. Uite, Carmen, eu mi-am dat seama din cele ce povesteai tu mai devreme, despre faptul că voi, în mod deosebit, tu, în calitate de manager de resurse umane în cadrul companiei, contribui la crearea identității profesionale a oamenilor care intră în, în, în compania voastră. Ce crezi că ar trebui să facă tinerii pentru a-și crea o identitate profesională solidă? Ce ar trebui să facă? Cred că ar trebui, în primul și în primul rând, să lupte pentru a deveni profesioniști mm -hmm. și a munci și a învățat de la cei din jur și ce mai trebuie să facă e să încerce să se dezvolte foarte mult astfel încât să fie bun în ceea ce face. Eu tot timpul le spun că un agent imobiliar trebuie să transmită foarte multă încredere pentru că de fapt și de drept profesionalismul în domeniul imobiliar, tu când ai căutat un agent, <coughs> De ce ai zis că e profesionist? Ai zis pentru că este un om, ți-a inspirat încredere mă, când a deschis omul la gura și mi-a spus niște lucruri, apoi știu că știe ce spune, da? Bineînțeles, având și identitatea companiei în spate sau numele companiei în spate, S dar până la urmă compania este sau oamenii sunt produsul companiei și invers. Sigur că da, eu tot timpul zic nu există unul fără celălalt, adică voi oamenii ajutați compania asta să-și creeze un brand, iar apoi sunteți ajutați de brand ca să puteți să deschideți voi uși și să apăreți în fața celorlalți. Și tot timpul spun că tu poți să-ți faci un brand personal sub brandul Fidelia Casa. Categoric. Și sunt o grămadă de oameni pe care îi vede lumea asta este Xulescu de la Fidelia Casa, Yulescu de la Fidelia Casa. E da? ca un business în business, în cadrul exact, al business. Exact, mm -hmm. pe, așa și spunem, este un intro Intraprenoriat. Nu este da. antreprenoriat, este intraprenoriat ceea da. ce facem noi. Da. domne visul Pălăria Fidelia Casa, pentru că este un brand care uh, transmite încredere uh, și atunci implicit tu transmiți încredere. Da, și poți construi brandul personal sub uh, sub brandul Fidelia acasă? Da, da, sigur, că da, brand. sigur că da. Foarte uh, interesant. Carmen, spune-mi, te rog, consilierea vocațională. Este valabilă doar pentru tineri sau poate juca un rol important și în viața persoanelor cu mai multe experiență de muncă, dar care nu se mai regăsesc într-un anumit job? Uh, eu sunt foarte furioasă pe această consiliere vocațională care există doar în teorie, pentru că eu în practică nu văd să se întâmple lucrurile astea uh -huh. și mă doare în momentul în care văd în fața mea o grămadă de tineri care vin și care nu știu de ce au făcut o facultate, nu știu de ce. Sunt la masterul la care sunt, dar nu, așa trebuie să se întâmple și atunci ei sunt la masterul respectiv, uh, habar n un cotru să se ducă, în ce direcție să o apuce, deci, dacă ai ști că de mulți sunt așa, deci e dureros pentru mine. Mm. Și atunci mă întreb, mă îndrept repede, iartă-mă că divaghez, dar sunt furioasă și trebuie să le spun părinți, educatori, profesori, învățători, fiecare aveți datoria, părintele permanent, dar și ceilalți, în momentul în care interacționează cu un copil adolescent și așa mai departe, să îi descopere talentul, să îi descopere direcția pe care uh, harurile astea pe care le-a Dumnezeu uh, îl pot ajuta ca să performeze. Pentru că dacă mă duc să mă fac fea pentru că a făcut că tata economist, Mm -hmm, nu cred că este. Sau mm -hmm, mă duc și fac mm -hmm. medicină pentru că, uite, mama e așa și eu vreau să fiu ca mama? Nu. Hai să vedem ce vrei să fii tu. Da? Foarte da. important da. ce vrei să da. fii tu. Ce-ți place ție să faci? Uite, am avut surpriza să întâlnesc cu oameni care... Părinți, de fapt, care nu și-au dorit ca ei lor copiii să urmeze cariera pe care au avut-o ei. Nu știu cât este de bine și această direcție pe care o dau copiilor, dar am întâlnit și la polul opus, așa cum, cum spuneam, părinți care efectiv și-au ghidat copiii către alte, către alte zone decât cele în care au activat sau activează ei. Eu nu sunt nici pentru o idee, nici pentru cealaltă. Pentru mine este important pentru ce e bun copilul. Da. Ce îi place lui să facă? Unde are cele mai bune performanțe? Pentru că știi cum Dumnezeu pe noi ne-a dat? cu o grămadă de talente. Și toți putem să facem orice în viața asta. Dacă vreau să pictez, pot și eu să pictez. Numai eu am două mâini stânci. Mie, ca să fac o pictură, o să-mi ia 5 săptămâni și o să iasă un dezastru. Da, da, am pictat. Ei, nu. Dar dacă mă pui să fac alt lucru, s-ar putea să-l fac mult mai bine și mult mai repede decât foarte mulți dintre noi. Și atunci descoperi, da? Dacă descoperi exact. talentul. Da, dar asta trebuie să fie o muncă a celor care te formează. Mm -hmm. Și te formează mm -hmm. părintele, te formează educatorul, te formează învățătorul, profesorul și așa mai departe. Toți oamenii care au acest rol de a te educa. De deci ce eu când vine la mine un tânăr care nu știe încotro să meargă, stau un pic, îl ascult, fac așa un pic de consiliere vocațională cu el și chiar dacă nu este bun pentru ceea ce avem noi nevoie, întotdeauna îi dau o direcție. Îi spun, uite, cred că acolo ai putea să încerci. Wow! și nu că mi-a fost mirarea când câteva persoane m-au sunat să-mi mulțumesc pentru că au urmat sfatul meu și uite ajuns și sunt acolo și sunt bine și așa mai departe și asta este o satisfacție pentru mine că pot da. să ajut un om chiar dacă nu e bun pentru compania mea nu e patul procust la recrutare, nu trebuie să fie patul procust la recrutare, da. că nu-i bun, gata, hai pa la revedere, ieși că îmi pierd timp cu tine. Nu, mai stau 10 minute cu tine, te ascult, încerc să te ajut, încerc să-ți dau o direcție și ți urez mult succes, măcar atât pot să fac pentru el, dacă nu este bun pentru mine. Și sunt foarte mulți recrutori care procedează la modul ăsta și tratează omul din față nu știu, ca pe un, un obiect de puzzle, se potrivește bine. Nu se potrivește iarăși bine. Pa, la revedere! Uite, mă bucur că tu ești, chiar dacă e o picătură într-un într ocean, dar această picătură poate face diferența și faptul că ai menționat acest lucru în cadrul emisiunii, poate reușește să îi încurajeze pe mai mulți oameni care fac, care sunt angrenați în procesul uh -huh. de recrutare să ajute cu un cuvânt, cu o direcție, cu un sfat. Da? Până la urmă sunt câteva minute care pot schimba o viață. Mai ales dacă vorbim despre uh, intervievarea unor tineri care încă nu știu uh -huh. ce au de făcut sau încotro să, să, se, să se îndrepte. Carmen, vreau să revenim puțin la provocările cu care se confruntă omul de resurse umane și din perspectiva ta, de asemenea și din perspectiva unor alți colegi de-ai noștri de, de Breazlă. La ce tip de provocări? De exemplu, faptul că nu prea avem oameni, <laughs> poate că provocare, cum, găsim până la urmă, <laughs> trebuie să găsim, provocări sunt multe, adică... Cea mai mare provocare este să aduci un om potrivit. N-ai de unde mm -hmm, să știi mm -hmm. în schimb că este omul potrivit decât uh, oricâte teste-i dai și oricât de mult îl analizezi, în momentul în care îl pui în angrenaj, în momentul ăla îți dai seama cu adevărat dacă este sau nu este bun și dacă nu este bun, provocarea noastră este să ne dăm seama cât se poate de repede de acest uh, lucru și uh, să facem ceea ce este de făcut, pentru că nu facem nimic altceva decât să ne pierdem timpul și unul și ceilalți. După aceea mai este provocarea integrării. Degeaba aduci un om bun dacă sistemul de integrare pe care tu da. l-ai în firmă, în companie, nu este bun. O Din păcate, acum ceva ani se sărea cu regularitate peste acest proces de integrare, însă, din fericire, am remarcat că tot mai multe companii. Pun accent pe procesul de integrare și, într-adevăr, chiar dacă puțin se schimbă lucrurile, da, pentru că e nevoie de o perioadă ca să, să vezi schimbarea, totuși ele se schimbă în bine. Și îmi doresc să se schimbe, pentru că, repet, mie, de exemplu, mi-e ciudă dacă știu că aduc un om bun și îmi pleacă, mm -hmm. pentru că nu s-a ocupat cum trebuie, că dincolo de manager de resurse umane, mai sunt alte persoane care se ocupă de integrarea omului respectiv. Da. Și mor de ciudă dacă pierd un om din cauza faptului că nu s-a ocupat cine trebuia cum, s-a, cum trebuia de el și deci partea de integrare este o altă provocare pe care o are managerul de resurse umane după aceea crearea treptelor de carieră, domne aduci oameni dar hai să vedem cum îi faci, cum îi evaluezi ce faci cu ei, încotro îi duci pentru asta i-aș încuraja la hașerii să facă mult coaching cu oamenii da, periodic trebuie să faci coaching cu ei să vezi ce simt, unde se duc ce și doresc să Iar acum, în acest sens sunt suficiente școli, o, da. da, deci din fericire putem accesa o astfel de, de pregătire, Simul. da, și după după părerea mea, coachingul este foarte, foarte important, dincolo de consiliere și dincolo de altele da, uh -huh. pe care le face omul de, de resurse umane. Da, căucingul este, este important și îl ajută pe om să se reinventeze și dă iarăși acel suflu în momentul în care ieșe. Deci eu mi-aduc aminte de colegii cu care am făcut acum la începutul anului, pentru că am făcut pe, tot pe instrumentul Marian, am făcut coaching cu ei și plecau atât de entuziasma și cu atât de bine dacă ar trebui făcut permanent, mai periodic și așa mai departe, nu poți să faci ca manager de resurs umane chiar atât, dar oricum dacă faci măcar o dată pe an o discuție cu fiecare și managerul lui de echipă face mai des, chestia mm -hmm, asta cu certitudine îl mm -hmm, ții. Deci e o provocare să-ții oamenii acolo, să-i ții la nivel de motivație ridicat. Tot da. timpul trebuie să crești și să gândești lucruri care să îi motiveze pe ei să facă mai mult și să fie ok. Așa este, să descoperi în permanență care este acel element de motivare uh -huh. care până la urmă creează acela vânt despre care discutam noi mai la începutul emisiunii. Carmen? Statisticile arată că angajatul modern își cam schimbă locul de muncă odată la patru ani. Care crezi că este perioada optimă de a rămâne în același loc de muncă și de a rămâne motivat? Că tot vorbim despre motivare. Eu când aud chestii de-astea cu cercetătorii britanici, englezi, americani și mai departe, n-aș putea să spun că există niște... Perioade foarte clare, pentru că unii zic 4, unii zic 5 ani, uite, eu am 12 ani uh, și sunt oameni, uite, am o colegă care face 20 de ani, adică încă e de la începuturile companiei la noi, uh, sunt oameni care stau jumătate de an, un an și pleacă, adică n-aș putea să spun că există o perioadă, dar ce trebuie să existe cu certitudine, deci după vreo 4-5 ani sunt de acord cu tine, trebuie să întâmple, să se intervină o schimbare, trebuie niște ingrediente adăugate la ceea ce faci tu. Adică nu mai e suficient să faci același lucru în același fel. Pentru că, uite, colega despre care spun că are 20 de ani, la un moment dat a zis bă, sunt cea mai bună, am făcut de toate, sunt... vreau altceva. Și atunci a acceptat provocarea de a crea o echipă și este manager de echipă. A făcut și aia, mai vreau altceva. Deci întotdeauna oamenii cam la vorba ta, 4-5 ani, vor să mai facă și așa, vor să mai încerce și alte lucruri. Da, vorbim aici bănuiesc nu doar despre provocări care vin din exterior, adică provocări create de către managementul companiei, dar și de provocări pe care ți le autocreezi, provocări uh -huh. interne, uh -huh. care până la urmă țin de motivația intrinsecă. Așa este. Sigur că da. Fiecare dintre noi avem într o măsură mai mică sau mai mare, uh -huh. unii suntem mai dornici de schimbare decât alții. Uh, unii stau foarte mult în zona de confort, mult și bine și Oare se mai poate sta în zona de confort uh, într-o așa piață dinamică? Păi nu prea poți să mai stai, din păcate, că exact ce spuneam, singura permanență este schimbarea și dacă nu te schimbi tu te schimbi alții, deci nu ai nicio șansă să rămâi la fel. Dar mi-ai ridicat la Filă o chestie, îmi spun foarte mulți la interviu că-și doresc un, un job sigur sau că ori siguranță sau cea de genul ăsta. Și atunci întreb ce înseamnă siguranța, de fapt, și de drept. Ce înseamnă pentru tine, de exemplu, Victoria? Ce poate să însemne siguranță? Uite, mi-ai pus o întrebare bună. <laughs> pentru da. mine, siguranța este că atunci când lucrurile se schimbă cu o anumită constantă, tu da, deci a, ai de o nu chestie nu... sigură. la da. tine. Mi-am zis, mai tu ca angajat, în momentul în care tu dorești să te duci într-o companie și vrei siguranță, ce siguranță îți poate? Dacă nu îți dă nimeni nicio siguranță, lucrurile. Ce poți să cauți? Da, e o companie serioasă. Asta înțeleg eu siguranță. de a zic în modul în care da. te angajezi, pe să fie o, o companie serioasă, să văd că de, nu se vorbește despre ea lucrurile aiurea, că e de ceva mm -hmm. vreme pe piață. Asta înseamnă iarăși că este o companie care își face treaba bine. Mă mai interesez, mai dau un search pe Google să ce mai... Asta înseamnă siguranță că în rest nu îți garantează nimeni că vei rămâne pe jobul la forever. Așa mm. este. Așa este. Deci, practic... Uh... Așteptările corecte uh, față de un uh, anumit job sunt cele uh, legate de schimbare, uh -huh. de schimbare, de tranziție. Uh -huh. da? Deci, asta este, într-adevăr, cum spuneam mai devreme, o certitudine. Da, da? Clar! Și dacă pleci cu acest mindset, cel mai probabil lucrurile se, se simplifică și poate diminuezi din acea componentă de stres care apasă, să spunem, în permanență asupra angajatului. Da. Carmen. Am văzut cum se întrec angajatorii în tot felul de anunțuri tot mai atrăgătoare pentru a-i face pe candidați să aplice la joburile pe care le-au deschise. Care este secretul unei companii mai atractive pentru candidați? Nu știu cât de atractiv suntem noi, deci noi nu prea avem cu ce să atragem, că eu mă confrunt cu acest lucru tot timpul, eu nu pot să promit nimic, pentru că ce le dau oamenilor? Le dau oportunitatea de a scoate din ei ce au mai bun. Deci ă, asta este ce pot eu să le dau, dar majoritatea tinerilor se uită ce îmi dă, îmi dă mașină, îmi dă telefon, îmi dă pichete, îmi dă salariu, îmi dă nu știu cât, îmi dă ă, vacanțe, nu știu unde. Asta caută din păcate și atunci eu nu pot să fiu așa de atractivă pentru aceea, dar pentru cei care doresc uh, un loc în care talentul lor uh, să fie ajutat de noi ca și companie ca să se dezvolte cu certitudine, da, suntem și, într-adevăr, oamenii, oamenii care vin la noi pentru asta vin, pentru faptul uh -huh. că simt suportul pe care l-ar avea dacă ar intra aici. Simt că nu zboară precum un cocor singur, ci că zboară cu alți cocori și atunci prin viteză mai mare. Asta își doresc, da. de fapt. Ce discutam noi un pic mai devreme, acea oportunitate de a-ți construi brandul ul tău personal, uh -huh. business-ul tău, în cadrul unui business mai mare, unde deja uh, cărările sunt bătătorite de aproape 20 Corect. de ani, așa cum, cum spuneai și tu mai devreme. Păi agentul imobiliar, și revin la chestia asta, în Fidelia Casa are, cum ți-am zis, secretară, call center care răspunde la telefon, are planificator, are om de marketing care îi postează anunțurile ca să nu pierde el vremea, el se ocupă de clienți, da? Îi postează anunțurile pe niște platforme de imobiliare, uh, are HR care să-l învețe, să-l evalueze, să-l ajute când îl doare capul, să-l consilieze, să-l asculte, că na, asta este, uh -huh. trebuie să facem For ca și nu prea, prea -ți permit să ai tot nu acest suport. Ai jurist, ai uh, departament de creditare, brocăraj de creditare, păi nu te supăra. Clientul tău dacă cumpără cu credit, nu mai pleacă de la noi dacă stă de vorbă cu una dintre fetele din departamentul de creditare, e gratuită consilierea, nu te obligă să cumperi cu noi și uite că știi cu care bancă e mai bine să lucrezi. Adică chiar nu-ți pierzi o săptămână, un ca nebunul pe la toate băncile și aflând că cea mai bună bancă este a mea logic, da. da? Și tu nu știi să alegi. Ei, hey, aici ai chestia asta. Director de tranzacții care merg la notariat cu tine și te însoțesc, adică ai tot suportul. Tu nu trebuie nimic altceva decât să ții foarte aproape cu cele două părți, vânzător și cumpărător și să identifici da. nevoile amândurora, pentru că nu numai cumpărătorul are nevoi, nevoi are și vânzătorul. Categoric, categoric. Nu numai cumpărătorul client, că mai o dată clientul. Ce client mai? cumpărătorul. Păi zic, client e și celălalt vânzător. de categoric. categoric. deci noi încercăm să oferim suportul ăsta tuturor și astea sunt lucrurile cu care noi ne mândrim chiar. Adică chiar nu mai este nicio companie în care să oferă aceste servicii pe care noi le oferim. Felicitări, Carmen. <laughs> mulțumesc. Uite, noi ne apropiem de finalul acestei emisiuni și vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru prezența ta atât de frumoasă și valoroasă în cadrul emisiunii Business Integrativ. Și cu mare bucurie te aștept și cu ocazia unor altor emisiuni pentru a mai aduce în discuție elemente din ceea ce înseamnă atât domeniul, domeniul imobiliar cât și uh, partea aceasta de, de resurse umane. Mulțumesc și eu din suflet, uh, Victoria, pentru invitație și nu uita că ai promis că ai să fii pe 29 iulie alături de noi și o să mergi pe jar. Da, de... cu siguranță vreau să retrăiesc <laughs> experiența. Da și îmi doresc din toată inima ca oamenii să fie din ce în ce mai buni, unii cu alții uh, și să ne ajutăm pe cât putem unii pe ceilalți în toate domeniile, pentru că dacă ne va fi bine nouă, ne, ne va fi bine și lor și toată lumea va fi bine. Deci, nu știu eu, sunt așa pe principiu, dacă poți să un bine, fal. Da, așa să fie și nu întâmplător uh, ai fost invitată acestei emisiuni Business Integrativ. Îți mulțumesc încă o dată. Dragi ascultători, vă invit în fiecare joi de la ora 18 la emisiunea Business Integrativ.